Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Sepanov cu un video nou despre site-ul CoinStarter. În acest video vreau să arăt cum creăm portofel pe site-ul acesta, care este indicat aici mai jos, și după ce îl plasăm aici. Căci când va ajunge CoinStarter la etapa 5-a, acest portofel vom putea scoate monetele de aici dacă vom dori să le vindem pe acest site. Uitați aici la My Wallet. Se poate văzut la ce etapă este site-ul. Vedeți, încă nu a trecut prima etapă. Verde acest. Când o să ajungă la etapa 5, o să termine. Doar atunci o să putem scoate acești bani de pe acest site. Deci, cum o monetă în CoinStarter pe site la birge se vinde undeva în jur cu 4 dolari pentru investori. Deci cine acum vor să investească în această monetă, ei cumpără la ei monete și le lasă până se termine toate aceste 5 etape. Deci ca orice criptomonetă, ea are mai multe etape de dezvoltare până ajunge la vânzare liber. Deci unde noi putem să vedem cele mai răspândite monede? Uitați pe site-ul CoinMarketCap, unde se vede capitalizarea la cele mai răspândite. Deci cele mai răspândite, știți, este Bitcoin. Și aici de pildă spune că deja în trânsul s-au investit oameni în cumpărarea Bitcoin-ilor peste 52 de miliarde de dolari. Un Bitcoin acum costă 3.203 dolari azi. Și așa mai departe, și sunt enumerate de pildă 100 primele după capitalizare. Dacă vreți să vedeți alte, puteți dați view alt sau puneți aici criptomoneda care vă interesează. Dacă ea nu este aici, ea încă nu este în liber vânzare. Astfel și CoinStart, până încă aici nu este, ea este în ICO. Dar cu monetele acestea, ele trebuie adunate peste tot unde sunt posibil de adunat gratis, căci când or crește, atunci noi le vom folosi, pentru că ele nu cer mâncare. Pentru asta, ce trebuie să facem? Deci, trebuie să apăsăm pe acest link și să deschide site-ul unde putem crea un portofel. În criptomoneta Wave. Wave's Wallet. Deci, dacă noi ne uităm aici, la criptocurențe, în lista de aceste monete, găsim această monetă. Uitați câte este, pe locul 16. Deci este o monetă deja care este, există, care se poate ușor de vândut. Deci noi criptomoneta noastră, pe urmă CoinStarter, vom schimba-o în Wallet. Iar un Wallet acum deja e 4,41 dolari. Aproximativ undeva plus minus ca și cât se vinde acum CoinStarter. Deci, în cazul meu, dacă se mă uit la mine, 93 de CoinStarter acum ar valora, eu știu, în jur de 360 de dolari. Plus minus acum. Dar în viitor, cine știe ce valoare va avea CoinStarter, poate fi urmă mic, urmă mare, dar ideea e care, că eu n-am investit nimic și am adunat acești coin starter la fel și voi puteți adunați dând link-ul de referat la mai multe persoane și intrând zilnic pe acest site. Deci nu uitați că în fiecare zi când intrați, 0,25 de monete se adaugă la cont și acum pentru fiecare referal care s-a înregistrat după link-ul vostru mai primiți încă 5 monete. Deci acesta e link-ul de referal. Deci dați și mai departe. Cum creăm acest portofel și care este acel portofel care trebuie plasat aici ea. Deci, după ce am trecut pe site-ul acesta, vedeți, la mine deja eu am creat portofel și pot intra în cont cu parolă. De pe el, dacă intru,
Aici e când o să treacă monetele, eu să le văd. Deci să am în vale. Dacă o să vreau să le schimb deodată ori în Bitcoin, ori în euro, ori în dolari. Sau Ethereum. Deci ei au vale, ce interesant. Este și bursă direct. Deci ce de pe acest site poate direct și de vândut. Deci această criptomonetă vale, ea s-a făcut tot în pe site, adică tot în pe un site unit. Acum dați și de aici și să arăt cum facem portofelul. Vedeți, el la mine deja este creat. Încă o dată apăsăm aici ca să deschide alt site. Când se deschide, apăsați pe New Account. Că vreți să creați un portofel nou. Și aici e voi ce vă spune ceva și apăsați pe Investing. Acum, ca să creați portofel, dați nume la portofel ca să-l găsiți. Desa meu era Monei, am scris Monei MD. Așa e loginul meu contest. Tot și eu când fac ceva, deja o să-mi dau seama. Și pe urmă, după ce ați creat, de pildă, știu, creați, știu, cum vreți, știu, de fac am ca să fie creat. Aici puneți parola, cum ați face înregistrare. Și repetați parola și apăsați pe registru. Și deja că uitați această adresă sau portofelul care trebuie să-l copiez. Eu nu o scriesc, că deja am. Deci acesta și este el. Care eu pot să-l copii. Când el este creat sau intrați în cont, cum am intrat eu. Deci undeva îl salvați, că să vă trebuiască. Uitați-vă, aici el tot este, portofelul. Apăsați pe... Când apăsați pe dânsul, vedeți, el se salvează în memorie. Deja, când vă duceți acolo pe site, lăsați aici ea. Și deci, când el este cu verde, el se salvează. Eu o să fac asta leacă mai târziu, că vreau să mai fac încă o dată un video în altă limbă. Deci am arătat pașul, deci apăsați și el o să fie deja aici memorizat. Dacă vreți alt portofel, tot trebuie să fie anume VAV. Creați altul și apăsați și vedeți, puteți face mai multe portofele, depinde de proiecte. Acesta care l-a creat aici, nu știu, Coin Starter, nu știu, mai puneți un careva reper față de loginul. Principalul să nu vă încurcați. Și deci asta e tot ce am vrut să spun despre cum creăm portofelul. Deci apăsați aici, vă duceți aici și deja când el este creat, intrați în cont, vă copiați de aici. Acest portofel, el puteți să-l folosiți chiar și pe orice bursă, dacă vreți cumpărați aceleași valiți. Ca să, eu știu, aveți niște bani liberi și puteți să-i cumpărați, să investiți în trânsul, e la mai 4,41 și în fiecare zi vedeți cu 5% crește. Plus, minus. Și deci, socotiți așa, dacă pe zi eu cu vreo 5%, cât el poate să crească, știu, într-o lună, două, trei. Și astfel vă câștigați. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.